să ce să cum deși așa. Haideți să mergem. Deci, aș vrea să vorbești un pic rapid despre... Ce zici? O să vorbesc, chiar dacă... Ce zici? Ce zici? Aș vrea să începem rapid de la... A vorbit puțin despre... În contextul în care... Zic, eu nu pot să mă opresc. Zic, să mă opresc la momentul. Nu te mai opri tu. Ok, ok. Despre contextul în care ai lucrat acest film, despre felul în care... ai gândit conceptului și apoi vreau să te încep la Marius și la Dana să vorbească fiecare tot așa pentru început. În general, felul în care au gândit coordonatele imaginii respective ale sunetului. Bun, e vorba de așa ceea ce se poate numi în termen convențional un film istoric. Și un film istoric. Și un film istoric. Presupune din start o problemă în plus pe care o are orice. Și anume, în ce fel, cum funcționa, care e raportul pe care filmul are cu realitatea. Și în sensul ăsta, întotdeauna, vorbim de un film de ficțiune sau vorbim de un film documentar care se ocupă de prezent, există întotdeauna ideea asta că, într-un fel sau altul, filmul captează și reprezintă, sigur, imperfect și cu mijloacele astea specifice, un fragment de realitate care poate fi judecat din perspectiva asta. În cazul unui film istoric, problema asta se pune dublu. Pentru că tot ce ai tu în fața camerei este reconstituit așa, într-o convenție mult, care neagă raportul cu realitatea. Adică noi n-am avut o cameră de filmat în secolul XIX pe care să o trimitem acolo și să avem niște imagini înregistrate în perioada respectivă. Și chiar dacă lucrul ăsta pare stupid, că îl spun și pare evident, e nu atât de evident, pentru că lumea și una din întrebările pe care am primit-o cel mai des este, dom'le, așa era, așa se filma, așa se vorbea, așa se purta oamenii. Ori aici există o parte de construcție pe care noi am operat-o făcând filmul, ceea ce îl trimite, cred eu, spre, mă rog, ceea ce numim, sau ceea ce se numește, cred că, filozofie constructivistă, o serie de gânditori, pornind de la Wittgenstein, Popper și așa mai departe, Thomas Kuhn, și să sunt câțiva neurologi, cum ar fi Heinz von Förster și ciberneticieni, care susțin și investighează foarte tare felul în care realitatea, de fapt, nu există în afara unui observator. Noi observăm o realitate, mintea noastră, cu organele de simț sau cu instrumentele pe care le folosim pe a investiga realitatea și pe care apoi ne interpretăm prin organele noastre de simț, toate lucrurile astea construiesc o realitate care nu ar exista în afara observatorului. Cum ar fi culorile, de exemplu. Noi vedem culori nu pentru că ele există ca atare în realitate, ci pentru că ochii, creierul și lumina, toate astea concură la ca noi să vedem culori. De exemplu, numele trandafirului în filmul lui, nu mai știu cine a făcut, Jean-Jacques Annaud. E construit în așa fel încât, din punct de vedere scenografic, totul a fost făcut după tehnologie din secolul 14 sau 15, când se petrece povestea. Sigur, o chestie complet cretină, pentru că limba în care vorbesc e engleză. Adică te întreb de ce mai reconstruiești mobilierul dacă limba nu este reconstruită. Un lucru care mă interesează foarte tare și pe care l-am introdus într-un fel în film, sau mi-am dorit să-l întâlnesc, habar n-am, nu știu ce postul am reușit sau nu. Și anume, în ce fel suntem dependenți de limbaj și în ce fel creăm lumea prin limbaj. În ce fel, nu știu cum spune Wittgenstein fraza aia, că limitele limbajului meu reprezintă limitele lumii mele.
cred lucrul ăsta foarte tare. Cred că gândirea umană funcționează prin limbaj. Cred că oamenii își transmit ideile și tot ce au de transmis unii altora prin limbaj. Cred că fără limbaj nu am putea comunica, de fapt, și nu ar exista nimic din ceea ce considerăm a fi uman, chiar dacă mi se pare că gândim în afara limbajului. Și atunci a existat din partea mea un accent foarte, foarte, foarte tare pus pe limbaj, pe limbajul verbal. Pe felul în care imaginea lumii se construiește cu ajutorul cuvintelor, se transmite, devine mentalitate, ideologie, cum vreți să-i spunem, se transmite apoi de la o persoană la alta. Și în cele din urmă, și aici e de fapt întreaga dramă, așa, omului, în ce fel de cuvintele astea, sunetele astea pe care le scoatem unii față de alții, devin până la urmă acțiune, adică, nu știu, considerăm că evreii nu sunt oameni, sunt doar câteva sunete, câteva cuvinte care construiesc în mintea noastră o idee, după care brusc apar cuptoarele și lagărele de exterminare. Și de-aia mi s-a părut că limbajul e extrem de important, nu atât în sine, deși a existat un interes și pentru o reconciliere a unei frumusețe, îi spunem așa, limbi, dar nu asta a fost demersul principal, ci în ce fel, odată lansate lucrurile prin limbaj și ele devenite idei, ideologii, mentalități și așa mai departe, în ce fel lucrurile astea se transformă în acțiuni. Aș vrea, Marius și Dana, să vorbesc și voi puțin, pornind de la ce spunea tu, apropo de exemplu, pe imagine, apropo de, să spunem, dacă a existat o cheie care, să spunem, mai generală de construcție a imaginii, înainte de a discuta aplicat pe secvență. Sigur, se cuvine a face o referire legată de construcția vizuală. Noi am căutat repere, în special în zona cinematografului american, westernului. Am încercat să cităm și nu să copiem, atenție, pentru că au existat persoane care au făcut această acuză că noi n-am reprodus unul la unul film american, filmul western american. Deci sunt repere din zona lui John Ford. Există repere din cinematograful românesc. Ar fi de amintit Moara cu noroc sau Moromeții. Ce vreau să precizez este că sunt doar elemente de referință și nici de cum nu a fost intenția noastră de a reproduce identic ceea ce ne-am propus să luăm caracter. Ei bine, asta spuneam, că în spațiile nocturne și în interioare noi ne-am luat libertatea să fim mai curând în zona contemporană a filmului, zona modernă. Nu știu ce să mai zic, la nivel de contrast, pentru că noi am filmat pe proporție de 80% pe sort de peliculă al negru de la Kodak, e vorba de dublu X pentru cine cunoaște Mănunte, pentru că este o peliculă performantă și reproducerea griurilor se face destul de apropiat de densitățile reale, am simțit nevoia să creștem contrastul, puțin artificial, în special în exterioare, unde am utilizat filtrul de contrast mediu. Se va vedea lucrul ăsta în scenele pe care le vom viziona, în special acolo unde există planurile apropiate cu fundal cer. Deci filtrul de contrast care convertește zona spectrului rece în tonuri mai închise. Cerul, de pildă, este reprodus cu o densitate mai mare. Filtrul de contrast. Da. Folosit în alb-negru. Dar chestiile astea mai aplicate propunțele noastră? Bine, ok. Nu, ziceam ca notă generală, cam da, asta da. E. Deci e un contrast ușor exagerat față de ce reproduce filmul în mod normal. Noi o să vorbesc mai puțin în sensul în care, na, hai să zicem, un prim indiciu în ceea ce privește mecanismul la vedere, este nerespectarea perspectivei vocii față de perspectiva pe care o are cam. În condițiile în care
avem planul cu în care se, mă rog, se întâmplă dialog, planuri foarte largi. Perspectiva cea mai largă din punct de vedere sonor este planul întreg. Nu depășim niciodată această încadratură din punct de vedere sonor. De restul, inventare de atmosfere, tocmai pentru că habar nu avem cum ar fi putut să fie, și vorbim aplicat pe secvență. Deci, ca idee, în ceea ce privește mecanismul la vedere, era dialogul împins un pic mai în față. Bun. Scenă pe care, mă rog, pe toate scenele au fost alese pentru a discuta toate aspectele, adică și ceea ce ține de, să spunem, partea de regie și ceea ce ține de imagine și de suet, chiar dacă lucrurile sunt, de fapt, cât se poate de legate. În cazul ăsta, cred că ce se poate observa e că punerea în scenă e foarte evidentă și felul în care se mișcă personajele în raport cu camera, felul în care e totul cu cadrat, mărturisește așa o anumită artificialitate. Poate mai puțin și aia e o mică bâlbă acolo în scena din curte, unde e cearta aia, unde camera se plasează ceva mai aproape de un film convențional, realist, să-i spunem, fiind în mijlocul personajelor. Lucru care a scăpat într-un fel, sau pe care l-aș fi făcut altfel, de fapt, dar aia a fost chiar prima zi de filmare și eram un pic confuzi cu toții și de aia sunt o grămadă de bâlbe în scena aia de toate felurile. Îl fac mai beteac decât mi-ar fi plăcut în realitate. Și atunci, încă din prima scenă pe care am spus, din prima zi de filmare, am zis, domnule, trebuie să se vadă că ești și am adăugat bucățica aia care el nu se poate urca singur pe cal și îl împinge fiul lui și el le spune alora așa, că fiind un pic rușinat, sunt cam beteac. În realitate, aia e așa, o chestie care să nu justifice mie în ochii dumneavoastră, ai spectatorilor, de ce nu călărește ca John Wayne The Stagecoach, habar n-am. A doua sau a treia de filmare a și căzut într-o râpă de aminte de a-mi crezut că plecăm acasă cu toții. Și a plecat doar calul definitiv, de fapt. Dar nu din cauza, e un cal de altă problemă, un cal bolnav. Și până la urmă, la final, asta mi-a zis Marius și acum, având o oarecare distanță, cred că e un lucru bun că el nu călărește. Apropo și de raportul ăsta ironic cu Western, cred că e un lucru bun că el călărește atât de prost și de lipsit de eroism. Adică e un film despre lipsa de eroism, de fapt, printre altele. Și lucrul ăsta se integrează așa foarte bine în asta. Ce aș mai adăuga e că sunt două momente, tot așa, unde am încercat să camuflez incapacitatea de a coordona bine actorii, și anume actrița care joacă pe sclava de la mănăstire, ea e așa o chestie o care nu am cum să fie din vina mea, nu spun că e vina dumneai, care n-am reușit să ne înțelegem foarte bine. Și atunci, de pildă, când Puciu se duce și o împinge și îi dă un șut, ea se întorcea și avea un zgomot, așa, făcea un fel de regnă, de leoaică. Este care ea și foarte chicios și foarte prost și nu funcționa deloc. Pe sunet l-am scos, de fapt. Și acum se vede că doar face așa, dar cine se uită atent, adică dacă se uită atent, ar putea să facă chestia asta. Și mai e unul acolo care se pusese în fața camerei, la un dat se întoarce și se dă la o parte. Și ca să-i justificăm mișcarea lui, am pus ca și cum un călugăr de pe acolo, adică e vocea mea, că n-am avut pe altcineva, îi spune, dă-te cioara, așa. Și atunci el se întoarce și se mișcă, pare, se mișcă mai degrabă de la îndemnul ăsta decât din tâmpenia, sau din neștiința lui de ce înseamnă, de fapt, o filmă. Au fost consultanți și, de exemplu, la un moment dat ăsta, cum îl cheamă, Jacques Le Goff, care a fost consultant cât pentru mai multe filme, inclusiv numele trandafirii sau așa, spune, s-au chiruit acolo, dar zice, eu când văd porcii roz, care nu existau în secolul, care există abia din secolul XIX târziu, de secolul XIX în Anglia, la început, se vedea după aia, sau
răspândit în Europa și când văd vaccinurile pe mâna actorilor când se dezbracă, mi se pare așa de o prostie. Și atunci am zis, ok, să fim atenți la asta cu vaccinurile. Și am acoperit în machiaj, dar tot rămăse să se vede la vaccinul unuia zdravă. Și l-am scos tot așa în grafică și la porci am insistat la doamna Solomon și am adus porci din rasa care i s-a însepolnos, pentru că sunea din Moldova, pe care și... Da. Nu, nu sunt mangalița, e o altă rasă, am uitat cum se cheamă. Cred că vine în sprijinul a ceea ce am spus mai devreme. Este prima scenă în care avem relația asta interior-exterior. Pentru zona de exterior se vede bine aici cum a funcționat filtrul de contrast la reproducerea skin tone-ului în relație cu decorul. Ce spuneam, reproducerea diferită a culorilor în zona spectrului cald face ca pielea feței să fie un pic mai deschisă, fundalurile din zona rece, cerurile și inclusiv frunzișul copacilor capătă consistență mai mult. Legat de ce zicea Radu de personajul care evită camera, mie îmi displace foarte tare momentul ăla, pentru că vine în sprijinul a ceea ce a spus la început, că este un mic semn că noi suntem acolo și filmăm lucrul ăsta. Și chiar mi se pare că are o zonă... Am mai lăsat privirii în cameră, cumva exact. Încurajat și de fapt exact. Dacă vezi, a avut o suflă lui Godard, se uită de pe șanse, li se... Scena aia, tot se uită, nu e nicio problemă, de fapt. Dar în momentul ăla a deranjat pe diversi oameni care l-am arătat filmul. Dar în permanență, când avem privirile acelea în cameră, cumva ne-am asigurat că când sunet se întâmplă, există un mic accident acolo care face pe ăsta să scape. Adică un pic de mică explicație în sunet, care se înțelege, nu se înțelege. Uh-huh. Important e că ne acoperim, ne gardăm în permanență. Și pentru cei pe care Eco îi numește cititorii paranoici. Spectatorii paranoici în cazul ăsta. Da. Cât de coreografiat era, cât era... Cum funcționa, ca, cum să zic, privitorul în spate, ca narator, să zicem. Păi, cea mai importantă scenă aici, până la urmă, este momentul investigației cu publicul. Acolo lucrurile au fost mai puțin coreografiate din punctul nostru de vedere vizual, pentru că, în fine, ei s-au plasat, figurația s-a plasat unde a simțit nevoia în funcție de ce se întâmplă acolo. Legat de cameră, de intenționalitatea camerei, sigur că noi am intrat în scena asta urmărindu-l pe Zapciu. Deci el este cel care deschide cumva momentul. Pentru ca pe final accentul să fie dus către copil. Deci este ca un fel de moment în care maestru își învață copilul cum se face o investigație. Și atunci sigur că am pornit cu cel care intervine, care deschide povestea asta, ieșind cu copilul care pare că a învățat câte ceva din meșteșugul tatălui. Lucru cumva subliniat și de momentul în care o lovește pe Baba Țigan. Aș putea să mai adaug ceva? Sigur. Că e prima zi de filmare și, de fapt, inițial gândul cu care am pornit la drum era ca filmul să fie mai mult despre Puști decât despre Zapciu. Lucrul la care, din zilele următoare, am renunțat pentru că mi-am dat seama că nu... sau că ar fi funcționat mai prost accentul pus pe... sau ar fi fost mult mai demonstrativ că ăla stă acolo și învață sau preia ceva din ideologia lui Taică sau o pune în discuție sau, în fine, toate lucrurile astea ar fi fost mult mai băgate în ochi decât îmi imaginam inițial. Dar cum pornisem cu gândul ăsta... Dar pe momentul ăsta mi se pare că funcționează exact mai în sensul ăsta. Da. Ce o să spune că noi am renunțat la a-l urmări pe copil atât de mult cât ne doream inițial și aici e unul din momentele în care s-a întâmplat. Era chiar prima zi de filmare. Da. Și ce aș mai adăuga ceva la imagine, care a fost o gafă a mea, dacă vrei, sau o neînțelegere a faptului că alb-negru te poate păcăli. Nu știu dacă ați observat când ei intră în curtea mănăstirii și se duc spre mănăstirea propriu-zisă, spre clădire, e un jug pus
acolo, care e un rob băgat în, în jug. Nu știu, a observat cineva lucrul ăsta? Da. Da. În fine, ce am făcut acolo, pentru că nu se observa inițial, culoarea pielii... Și o zonă de tranziție de mișcarea camerei, o dinamică destul de mare acolo și greu de... Cu ochiul liber se vedea foarte clar. Clar, pentru că, da, cum culoarea pielii suprapusă pe culoarea fânului din spate, sigur, sau a ierbii, era o nuanță apropiată, de fapt se pierde momentul. Ce am făcut cu Dana a fost să punem, să-l punem să geamă în momentul în care camera trece prin fața lui și atunci cumva... Și mai mult decât atât, cumva, ca să, să accentuăm un plus, dincolo de faptul că, bun, am înregistrat, este am și panoramat, adică cumva de la sunetul, ca să rămână undeva detașat de tot... De tot să se audă mai clar. Da, 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 adică să, să semnalăm foarte clar că... Și vreau să spuneți că tot eu am gemut și acolo. La studiu. Așa, din pădură, până vezi cadavrele și așa. După aia te întorci și vezi pe ei venind să continuă mișcarea, dar din alt, din alt răspund. În ce fel ai gândit genul ăsta de... Înțeleg foarte bine. Răspunsul e amestecat. Odată, ce spuneam mai devreme, că ne-am dorit să povestim mai mult în cadre largi, în care... și aici e o problemă pe care nu o intuiam. Cât de mari sunt cai cu oameni pe ei și faptul că atunci când pui doi călăreți unul în spatele altuia, cadrul, ca să-i vezi pe amândoi, automat trebuie să fie unul larg. Sigur că ceea ce spui tu e corect, că anumite cadre ar fi putut continua, ar fi putut fi mai lungi, dacă ei n-ar fi trecut atât de repede din stânga în dreapta. Eu am fost foarte uimit la un moment dat că aveam o pagină de text și actorii dispăreau din cadru printre copaci și după ce spuneau de-abia un sfert din... Și atunci, deși am hotărât să folosim într-un fel acest efect în favoarea noastră, și anume să tot avem ăștia mergând stânga-dreapta, stânga-dreapta, eventual dreapta-stânga, devenind un fel de, de element de, stilistic, un fel de element care să aparțină manierei de a povesti și care să facă lucrurile într-un fel ca intenție, cel puțin, și un pic ridicole, și un pic ironice. Ăștia care tot merg stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta și repet de foarte multe ori tăietura a avut din data de faptul că nu mai aveam... ei mai aveau lucruri de făcut sau text de spus și nu mai aveam spațiu, adică treceau de cameră. De-aia spuneam că dacă am fi avut un traffic, probabil că așa am făcut cadre mai lungi și mai convenționale într-un fel. Ce am mai făcut în scenele astea, cred că la altă scenă se vede mai clar, este ce am observat la filmul Kurosawa. Kurosawa face asta destul de des. Și anume că îi pune, filmează cu un obiectiv mai lung și își pune călăreții să meargă în cerc, de fapt. Și atunci pare că e o scenă întreagă în care e chiar fac un cerc de 360 de grade, dar nu ești atent la asta, nu simți lucrul ăsta. Și dacă ești atent și vezi, asta mi se pare foarte amuzant, că e un indiciu al ironiei pe care am avut-o în construcția mise-en-scène. Da, sunt două explicații pentru folosirea fondului. Prima, cred că am dat-o deja, e una tehnică mai mult. Am accentuat perspectiva aeriană. În pădure... Ce e perspectiva aeriană? Scuze-mă că te-am. Prima dată când aud chestia asta. Descoperită de Leonardo da Vinci. Interpunerea straturilor atmosferice în adâncime face ca mediul să fie mult mai dens și să afecteze contururile și culoarea planurilor îndepărtate. Asta face ca separația între prim plan și fundal să fie mult mai mare. De aia, după Renaștere, picturile au fost mult mai clar delimitate între plan și de-aia, în scena din pădure unde n-am putut să avem fum, personajele se pierd mai tare în fundal. Aici, exact. Pădurea, cauza densității ei, prezintă foarte multe detalii. Frunzele ajung să fie de dimensiune foarte mică, ele se suprapun în adâncime și atunci tabloul este extrem de spart de detalii care nu mai pot fi reproduse la un moment dat. Adică ai zone de lumină, de umbră, care fac o suprafață ca o sită, pe care personajele se pierd. Am pus fum pe alb-negru mai ales, pentru că n-ai separația de culoare, sigur că. Faptul că am fost
fost de acord cu ideea asta de la bun început, tocmai că funcționa în, în același demers de a artificializa puțin imaginea și de a nu prezenta un eventual realism care în contextul unui film istoric, cum spuneam, e o gogoriță și o prostie. Mărturisesc că a fost un proces de frustrant la filmare, pentru că de asta așteptăm să se întindă fumul ăla care, unde fiind spațiu atât de mult de acoperit, ce făcea maestru era să întindă niște tubulatură de sute de metri cu mici găuri și se pompa fum de undeva și fumul ăla ieșea prin găurile alea și undeva, după 40 de minute, dacă nu bătea vântul din altă parte, se umplea totul... Meșterul exagerează. Dacă bătea... Am stat ore. Dacă nu bătea vântul din partea bună, ne mutam cu cai cu tot din partea aia. După care iar se schimba direcția vântului, iar așteptam, în fine, a fost un coșmar pe de-o parte chestia asta. Și doi, în au fost anumite situații în care se umplea atât de tare de fum, încât nu, nu mai puteai nimic. Și deși eu am acceptat ideea asta, iar lui care l-a plăcut cel mai mult, de fapt, dublele alea înnecate în fum, am renunțat la ele la montaj, am folosit pe astea cu mai puțin fum și în care fumul era mai prezent în planul 2, ceea ce l-a făcut să spună că sunt un laș, lipsit de curaj, care mi-a asumat ceea ce am vorbit inițial. Recunosc lucrul ăsta cu rușine. Da, da. Și datorită instalațiilor ăstora divace pe care le-ați folosit pe acolo, toată pădurea aia acolo e îngrozită. Ceva... Deci prima, primul, am avut două mari sarcini la filmul ăsta. Odată, pentru că veneau de fundul curții oamenii ăștia și tot vorbeau, tot vorbeau, era un decalaj uriaș între cele două surse de sunet. Adică între la valieră, care era atașată fiecărui personaj, și bumul care era cu decalaj de vreo 4 fotograme. Din când în când trebuia să le recalez. După care, sarcina numărul 2, senzațional, a fost să scot mașinile domnului Panduru de film, care... Ale. Mă rog, da. Ale tale. Tu ai vreo lumină în pădure. Bun, cam astea au fost cele două constante ale fiecărei scene de pădure, de sălbăticie. De... Toate mărturiile și ale călătorilor străini din volumele alea editate din Biblioteca Academiei Călători străini, străile române și mai departe, vorbesc de codrii seculari ai Valahiei, de faptul că drumurile erau uneori blocate de copaci căluși și așa mai departe. Lucrul ăsta e cumva imposibil de obținut sau cu costuri foarte mari. Adică pădurea pe care o vedem noi era una din zilele noastre, cu copacii care nu sunt atât de seculari și unde nu prea există copaci căzuți, doar în două scene am reușit să avem așa ceva, pentru că cum cade un copac, nu vine cineva să ia să folosească. Dar, cum spuneam, lucrul ăsta mi s-a părut mai puțin important, deși, sigur, Abraham Tim Burton în Sleepy Hollow a construit un studio imens, o pădure întreagă, o copaci cu toți așa mai departe, ceea ce nu putem să ne permitem. Da? Apropo de problemele astea, sau falsele probleme ale reconstituirii adevărului istoric, pe care și eu, și Marius, și Dana, și dumneavoastră, probabil iubim foarte mult, și anume Moromeția lui Stele Bune, și mi s-a părut interesant să ne jucăm într-un fel cu reprezentarea asta țăranului român. Într-un fel, e în romanul Marin Preda, respectiv primul Gulea, chiar acum a acuzat, dacă citiți autobiografia asta lui Ștefan Agopian, Agopian spune că Preda e un scriitor foarte prost, era pe linia regimului, arăta că țăranul, vezi, domnule, țăranul român dinainte de război era baza țării, un om inteligent, integru, plin de calități, așa mai departe, și doar sistemul economic dinainte de comunism îl făcea să aibă probleme. Și din punct de vedere al lui Agopian, chestia asta face ca Moromeții să fie un roman prost sau oricum discutabil. Fără să cred lucrul ăsta neapărat, și m-am gândit că ar fi interesant de făcut un țăran român care să fie nu doar reprezentarea asta a țăranului bun care apare în romanul și în filmul
gulea pe cale de consecință, ci unul mai nasol care ține un rob în casă, care face niște lucruri la limita, să spunem, a umanității sau chiar a legalității din perioada aia. Și m-am bazat în descriere. De fapt, toată scena asta este o reconstrucție imaginată destul de mult, pentru că nu aveam destule informații într-una din cărțile editate de editura Academiei, care se cheamă Documente din epoca dezrobirii, dacă nu mă înșel, scrisă de, adică, compilată de Venera Achim. Există un episod de tipul ăsta, în care un zapciu face o plângere, de fapt, la o cârmuire, plângându-se de faptul că atunci când a fost să aducă un rob înapoi la boierul care îl pierduse, l-a dus în casă unui meșteșug, care avea un cizmar în document. Și nu numai că nu i-l-au dat, dar mai mult l-au atacat, au încercat să-l bată și așa mai departe. Evident, atunci când e dat de ușă, bătrânul nu e rebenjuc, ci un cascador și ei au făcut ceea ce se cheamă, cred, cowboy speech, în termen de cascadorie, în sensul că ai un cadru fix, să spunem, și un personaj care este actorul, care iese din cadru sau se ascunde după un element de scenografie și acolo face switch-ul, face înlocuirea cu cascadorul care e îmbrăcat ca el și care intră în scenă preluând. Așa, același lucru l-am făcut cu Luminița Gheorghiu, Luminița care era într-o stare de sănătate, care avea niște probleme de sănătate și n-am vrut să riscăm să pățească ceva și atunci, în momentul în care ea intră în casă și e dată afară, e de fapt o doamnă cascador care face acest cowboy speech cu ea. Ce mai pot să spun e că noi am filmat, dacă ați văzut, după ce îl scot din casă pe robul principal și pe ăla mic, e o tăietură cu ei deja pe cai trecând pe o zonă de bordeie. Între scenele astea, deși în montaj mi se pare acum că funcționează foarte bine, am avut o problemă și anume că noi am filmat și momentul în care îi prindeau jugul ăla la picioare, sau cum se cheamă, butucul robului și cum îndurcau pe cal, îi ieșise ceva îngrozitor, nu mergea deloc, era foarte prost și foarte necredibil. Și atunci am hotărât să scot bucata aia cu totul și să las doar momentul în care ies din bordei, din casa țăranului și apoi o tăietură și imediat ei sunt deja în zona de bordei și noi nu vedem momentul în care l-au urcat pe cal, dar sigur putem imagina. Era, după cum te-ai minte și tu, ce ceva. În principiu, noi am ales un punct de vedere care e diferit de ceea ce vorbim în naturalism, filmelor din nou valse, filmul contemporan. Adică, în permanență, punctul de vedere este din zona cea mai bună de observație și nici de cum nu este în mijlocul evenimentului. Chiar la momentul prinderii, camera este în aparatul de filmazic, este în cealaltă cameră, în cealaltă încăpere din casă. Chiar este amorsat intrarea, ușa de intrare. Deci este un punct de vedere pe care e diferit de ce spui tu pe mine, ca punct de vedere strict. Acum, cât de dinamică e camera? Sigur că dacă acțiunea se plimbă mult în spațiu, trebuie să o urmărești. Acolo ai extrem de largi, de ample mișcări, și în orizontală, și în verticală. Ai putea să decizi să nu urmărești, dar nu este, n-a fost nicăieri în film direcția asta. Care lucrurile ieșit cumva în afara ceea ce, sau ține tot de incapacitatea mea de a pune în scenă lucrul ăla cât se poate de clar, coerent, în așa fel încât operatorul să-l poată urmări fără să existe această cameră care devine într-o anumită măsură mai apropiată de documentarism sau de realism, dar cum eu n-am putut să fac o mizanscenă de tipul ăsta, actorii nu nimereau... Eu cred că o scenă construită cu semne, o astfel de scenă, ar fi dus la o zonă de rigiditate care nu ar fi fost proprie momentului. Până la urmă, asta este un moment foarte important în film, prinderea robului, nu? Dar sigur se putea coreografia. Are dinamică, se putea coreografia pentru cameră, dar cred că asta ar fi adus o anumită rigiditate, așa, în narațiune. Da. Am ales-o pe asta.
Îmi simți nevoia să mă duc pe ce se întâmplă, pentru că nu vedeam nimic la nivelul ei. Adică nu se întâmpla absolut nimic acolo. Toți erau sub cadru, legau pe ăsta. Ca ar fi. Asta a fost să fac mamamontul un pic mai isteric decât era. Adică curcile cântă, câinii latră, din toate dublele am adunat, am colecționat toate strigătele și zbieretele de of, de on și practic am încercat să sporesc stridența secvenței, adăugând mult, mult, mult peste, poate prea mult, nu știu, n-am idee. Dar cam asta a fost tema. Sigur, noi suntem prieteni foarte bine, permite să ne încercăm ca un cuplu de isterici, nu e... în care camera urmărea personajele și că la un moment dat se îndepărtau și operatorul, adică domnul Panduru, mișca așa ușor, camera ducând-o pe un munte, care era un planul 2. După care mi s-a părut complet inutil și pot spune stupid. Și atunci am spus, asta e, mie este că nu înțeleg nimic din compoziție, ceea ce este foarte adevărat. Ăla a fost într-adevăr un moment în care n-am fost cu aceeași lungime de undă, dar după aia eu am mai învățat un pic de compoziție și s-a mai deșteptat. Dar asta a fost singurul, nu? Și noi am mai avut noi niște... Negocieri. Putem să le spunem așa. O armonie. Care mi-aș dori eu și de viața altă, să nu zic. Ca în scenă. Și atunci ne-am mai îmbrăcat și noi, care într-un țăran, el a fost un tip mai franzuzit, așa. Un jurist avan la letră. Da, și Dana, care are acest aspect rom. Da. Nu, îmi pui o bazma și sunt... Poate fi... Lucrul la scenariu presupunea că putea să petreacă la un han. Asta ne doream și ca un fel de clan 2 la Moara cu noroc al lui Iliu, respectiv Slavici. Dar până la urmă, din diferite motive, cum ar fi de pildă că Constanța Mitire Ghițulescu, consultantul nostru istoric, ne-a spus că ceea ce intenționam noi să fie în scenariu o relație amoroasă între o hangiță și un rob, funcționa destul de prost, pentru că, în general, hangițele erau percepute ca fiind prostituate și atunci chestia asta n-ar fi avut niciun fel de mare însemnătate și până la urmă din scenariul ăla a rămas de fapt scena asta care pentru unii spectatori poate să pară ca un corp străin filmului, pentru că e puțin, nu e din punct de vedere dramaturgic 100% necesar.
dacă am păstrat-o, a fost din dorința de a mai explora un spațiu, de a mai explora felul în care dialogurile, mentalitățile se construiesc în jurul unor spații de socializare și Hanul era unul din ele, din de vedere arhitectonic, dacă putem folosi cuvântul ăsta. Și de spațiu din jur. Noi ne-am gândit la un fel de Han de intersecție, de răscruce. Există o foarte frumoasă carte a lui George Potra, istoria Hanurilor bucureștenilor. Mă rog, o să vedem de Hanurile din București. Dar afli informații și despre Hanurile astea de răscruce, nu știu cum să le spun. Poște. Unde am folosit acum niște lucruri, habar n-am dacă au avut sens. De pildă, Hanul eram semnalizat cu o prăjină de asta foarte lungă și în vârful ei se punea un smoc de fân și o ulcică. Cam cum sunt semnele astea de restaurant cu pulita și patru de motel. Apare chestia asta în film, nu are nicio relevanță, de fapt. Eu țin așa asta foarte mult, dincolo de însemnătatea ei narrativă, care e, cum spuneam, discutabilă, țin la ea pentru că instinctul ludic sau dorința asta de a ne juca puțin și cu convențiile, aici s-a manifestat mai puternic, pe toate punctele de vedere. Din punctul de vedere al mizanscenei, din punctul de vedere al unor citate pe care le-am introdus, există un citat la Moara cu noroc, și de fapt scena care urma chiar avea muzica din Moara cu noroc, și unul din personaje vorbește de Lică. Și e chiar dialogul luat din filmul lui Iliu. A venit Lică, a băut, a mâncat și n-a plătit și n-a zis, lasă-mi cu Lică, mi-a altă socoteală. Există un citat la Don Quixote cu hanciul ăsta dat în tărbastă, aruncat în sus, așa cum e Sancho Panza în volumul 1 Don Quixote. Există, și aproape toate dialogurile, tot delirul ăla verbal al Zapciului, toate textele alea sunt texte literare sau documentare vechi românești. Există chestia aia cu mi-e foame, îmi vine să ling și coada tigăii e din Cranberg, sunt Shakespeare. Povestea aia cu să te dăruiești dimineața pe trezvie cu vorbe dulci e din Învățăturile lui Neagoie Basarab pe refiul său Teodosie. De la Trei Parale și Marian Creante, care e violonist om, și mai sunt doi, Santu Constantin și Domnul de la Fluier, care îmi pare genial, Gheorghe Fălcaru, care sunt din Taraful din Plejani. Și, în fine, toate lucrurile astea mi-au făcut așa o mare plăcere și mi s-a părut, chiar dacă din punct de vedere dramaturgic scena poate fi scoasă sau micșorată, dorința de a oferi spectatorului lucrurile a fost mai puternică decât dorința de a justifica o dramaturgie corectă din punct de vedere al lui Sid Field. Ce spunea Radu, am încercat să păstrăm linia asta convențională pe întreaga scenă. Pe de altă parte, este, la nivel de eclerare, este cea mai naturalistă scenă. Pentru că noi am stabilit pe geografia spațiului câteva puncte de focuri. Noaptea la textele spun că era singura sursă posibilă în curte, focurile astea mari. În același timp, pe mesele de sub copertina hanului sunt foarte multe surse de lumină, tot dinamică, lămpi cu ulei și lumânări. Am încercat să simulăm lumina asta fără alte intervenții. Practic am folosit o serie de total light-uri, de surse foarte mici, independente, puse pe dimere, pe niște dispozitive care le fac să flicăre, foarte multe ascunse. Practic, ce povesteam mai devreme despre interioare, că am încercat să prelungim ceea ce e natural, asta am făcut și aici, n-am intervenit cu alte tipuri de surse. Este o scenă filmată pe color, pentru că la cadrele care sunt pe direcția luminii, vezi panoramarea cu Zapciu care merge să caute pe Florica. Așa, acolo se simte lipsa de contrast. Adică este o... Dar poate fi și motivul pentru care a jucat color scena asta.
Sunt două motive. Unul este legat de un aspect de producție, răspunsul, procesarea și toată procedura asta pentru pelicula alb-negru dura foarte mult. Aveam răspunsul undeva la 3-4 zile distanță de filmare. Pentru că spațiul pe care spuneam era vizat de producția americană, trebuie să le liberăm cât mai repede și aveam nevoie pentru demontarea decorului de un răspuns rapid. Dacă, în fine, procesarea a fost în regulă, totul în regulă, să putem să renunțăm la decor. Al doilea, iar filmarea pe color permitea răspunsul instantat ca a doua zi, fiind procesat aici, în laboratorul din București. Al doilea motiv a fost unul tehnic, ține de sensibilitate. Cum spuneam, pelicula principală a fost acest Kodak WX. WX înseamnă sensibilitate de 200 de ISO, deci o sensibilitate medie. Ori pelicula color ne oferea un plus de sensibilitate, deci mai puțină lumină, mai puțină cantitate de lumină pe suprafețele mari de la HAM. Lei, ba chiar avem două cadre care sunt reproduse. Reprodus unul la unul. Da, da. O gravură de Rafet. Rafet. Cea de la Iar Maroc, sunt niște căruțe înalte, de cărbune și e o compoziție acolo unde ne-am jucat încercând să reproducem unul la unul una din gravurile astea celebre, cumva. Da, din, da. Prețios. Asta era Rafet. Anumit cadru la un anumit model are de-a face cu tematica sau nu, cu ce? Nu neapărat. Sau e mai cu neapărat, intuitiv? Nu neapărat, mai cu un intuitiv, sigur că da, am prezentat maestrului lucrurile. Ok. Este un film cunoscător. Făceam propăr de muie cu Zavera. Păi intram cu campionat și mie, frate, o afacere în curț de junghia, făceam și chiohamuri, că nu-i mie! Când asta tăi? Bă, aia cam 121, băi, erai tu mic. Știi cum cântam când intram pe tăbăi? Nu vrei. Frunze verde, usturoi, pută lege pe ciocoi, că te-aș prinde la zăvoi, să-ți dau mâncă și să te moi. Bine! Durează încă vreo 6 minute în care sunt foarte mulți vorbitori, cântă muzica, tot taraful și toată povestea a fost înregistrată în direct. Și treaba asta i-a dat foarte multă bătaie de cap lui Momcil, bulgarul, colegul nostru care a făcut priza de sunet. Bun, și din acest motiv, nici partea de post-procesare, de post-producție, nu a fost tocmai simplă. Adică, pe lângă lucrurile care existau acolo, a trebuit să adaug foarte multe voci de off, să construiesc acea atmosferă, acel zoom-zet specific, deci ambianța de voci de la Han. Sunt lucruri pe care le-am înregistrat, cum spuneam, sunt un colecționar de voci. Am ieșit pe undeva pe la Roșia Montană, nu am nicio legătură cu spațiul, dar cumva am mizat pe faptul că aș putea să le înnec în ambianța de muzică. Unul din cei care chiuie când apare taraful. Minte, n-a chiuit el. Cum voi? Cum poți să spun? Ăla-i Pepe. Nu e, dar și eu am chiuit. Da, spun eu la tine. Ei, nu. Așa. Bun, și pe voci adiționale, domnul Jude aici de față zice că a făcut, eu nu țin minte, țin minte pe Balzac și pe Pepe. Și, deci o grămadă de detalii de voce, restul ce înseamnă ambianță de voci au fost din ce am înregistrat eu ducându-mă pe aici pe acolo. Foarte multe detalii de obiecte care există în cadru sau nu, presupunem că e așa. Am încercat să scot mașinările de fum ale domnului Panduru. Doamne, cum făceau! Doamne, cum făceau! Sunt câteva care au mai scăpat, dar slavă Domnului că
nu le știu decât eu. O întrebare de naiv, dar poate mai sunt și alții printre noi. Cum scoți lucrurile astea? Adică, practic, tu când spui că scoți, înseamnă că au fost înregistrate niște sunete care nu trebuia, n-aveau ce căuta în epoca aia și tu trebuie să scapi de ele pentru că n-aveau ce căuta în epoca aia, pur și simplu, și în locația deci, aia. Fie că ce fac, poți că să faci? Sunt două metode. Adică da. Una chimică și alta mecanică. Duminică, la ora 12:30, va fi un alt masterclass aici, va avea loc un alt masterclass cu Claire Denis, o cineastă franceză foarte interesantă. Vă invităm să participați de asemenea. Mulțumim, Dana, Radu și Marius, terminați și Mulțumim, Dana, Radu și Marius, terminați și domnul profesor, iertați-mă.